Ah, me retiro. Quer que eu ajude o aluno? Não, 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 tá. Não tem problema. Edição, vem aqui, sacote. Dá tiro um visto de lá, lá assim, gente. Gostou, não? Tu diz que eu vou... Pedra, tá aí não, que dessas cotas uma fora, hã? Não, mas falando desse grosso, eu só sei. Ah, não, 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 Păi să nu mai stai atât ca au culcat astea de... Cum stă în cealaltă așa, papă, mă ridic în sus, că nu... Așa? O, dar puteți să-l scoateți afară acum. Da! Vreau să-l punem un pic în scaun. Mă, cum mai îl scoteam? Că-l mai scoteam și lăsam nici afară pe... Să dormeza aia pe afară. La o sub, mai la o umbră, mai... Vreau să-l punem un pic cât ai în scaun, să vedem ce ajustări mai putem face la scaun, da? Așa. Ia să vedem cum îl... Trebuie să punem un pic pe scaunul ăsta. Mai întâi trebuie să îl punem pe marginea patului și după aia vă arăt cum să face transferul. Așa. Ușor, ușor. Așa, așa, așa. Bine, și încet, da, da. Tata, aici punem cu ochi, nu? Da, da. Tragem scaunul cât mai aproape de pat, da? Și se desface lateral. Așa. Deci cât mai aproape de pat. Primul lucru, punem frânele, tot timpul. Niciodată nu îl punem ăsta fără frâne, pentru că se duce scaunul în spate și cade jos și mai știu ce nebunii faci. Lateralele se dau la o parte, stânga-dreapta. Asta vă ajută pentru transfer foarte mult. Ideea e că aici în prea este spațiu, dar eu aș pune scaunul mai aici. Aproape. Da. Are picioarele. Are picioarele greoaie. Am văzut, am văzut. Da, gata, gata, da. Nu poate să e mult ca sopa, nu? Da, așa, stați să se redreseze. Da, ușor, ușor. Dar are foarte rău picior. Dar lor e moale, nu e ușor. Ia și că e țapă, nu? Hai că te tragi, nu? Te tragi, nu? Hai, așa, încă un pic. Un pic mai așa, dacă ai mai putem așa, un pic. Ăsta doar în poziția asta astăzi, ca piciorul? Da, drept, așa stă. Trebuie de la adevărat, ca să se reduce. Tata e? Mai tare nu, asta e poziția? Da, așa șede. Nu poate să stea în drept, așa în fund? Să coacțiune, nu e așa, să stea și el mai sus. Haideți să-l punem pe urmă în spate. Pe urmă în spate și îl tragi foarte tare și îl poziționezi pe scaun. Stăm de vorbă cu... Alina Litră de la Fundația Motivation România. Neonil Filip, asistent medical comunitar Stejar. Spuneți câteva cuvinte despre acțiunea pe care ați derulat-o astăzi în localitatea Stejar, județul Gorj. Este a doua oară când venim în această zonă. Am fost contactați de către domnul Filip. Noi ne ocupăm de persoane cu probleme locomotorii. Răspundem de trei județe, Gorj, Dol și Mehedinți. În momentul de față suntem în județul Gorj. Am fost și am evaluat câteva persoane care au nevoie de echipamente de mobilitate, scaune rulante, cadre, cârje, bastoane și am făcut și câteva instruiri pentru persoanele care deja au primit aceste echipamente de mobilitate. Alte acțiuni? Alte acțiuni. Ne dorim, în funcție de solicitările din zona asta, să organizăm chiar și un seminar în care să vorbim despre ceea ce face Motivation și să discutăm inclusiv de drepturile persoanelor cu dizabilități, pentru că am constatat din activitatea de teren că mulți nu sunt informați cu privire la acest aspect. Și ar fi momentul potrivit ca să intrăm în cât mai multe amănunte. Domnul asistent comunitar, câte persoane cu dizabilități aveți pe raza localității? Avem foarte multe. Până în prezent am ajuns la vreo 11 și vreau să mulțumesc pe această cale doamnelor care m-au ajutat și au răspuns la solicitarea mea și până la sfârșit să ajutăm pe toată lumea care are nevoie. Am ajuns și pe zona Dânciuleșului, chiar dacă nu face parte de Stejar, am ajutat și acolo câteva persoane
și sper să ajutăm, da, să nu rămână niciun om care are nevoie fără... Exact. Noi, și noi mulțumim autorităților locale pentru că au răspuns prompt la solicitarea noastră, ce înseamnă solicitare, aceea de a da un reprezentant al primăriei și a merge cu noi pe teren, pentru că este un plus valoare adus activității noastre, atâta timp cât vine cineva care este cunoscut în zona respectivă și nu ne ducem noi să bătem la porți. Recuperăm, economisim timp și atunci putem să-l alocăm în altă parte altei persoane. Ceea ce chiar, este foarte chiar important. Primarul localității, da, l-am văzut cu noi. Primarul localității a mers cu noi pe teren. E un lucru extraordinar faptul că și-a luat timpul dumnealui să meargă 3, 4, 5 ore cu noi și să participe la evaluări, instruiri și tot ceea ce am făcut noi pe teren. Felicitări și succes. Mulțumim în demersul dumneavoastră. Ne aflăm în localitatea Stejea și stăm de vorbă cu primarul localității, Robert Păiuș. Domnule primar, câteva vorbe despre acțiunea derulată pe raza localității Stejari. Da, astăzi am avut o zi foarte, foarte specială, pentru că astăzi am avut o acțiune umanitară. Am venit împreună cu asistentul meu, Neo Filip, cu fundația de la Severin Motivation. Am venit în sprijinul oamenilor cu un grad de handicap locomotoriu, cu un grad de handicap fizic și am venit în sprijinul lor cu diferite aparate, diferite obiecte care le sunt necesare, în speță cărucioare cu pe rotile, scaune care le sunt necesare pentru dușuri, cârși și multe alte obiecte care le sunt dumnealor necesare. Astăzi n-aș putea să spun că este, cum să spun, realizarea mea în totalitate. Astăzi realizarea mea a fost că eu am fost de acord să merg alături de Fundația Motivation și de angajatul meu, pe care pe această cale le țin să-i mulțumesc, pentru că face, îmi ușurează munca de teren, îmi transmite saluturile mele din acest birou către cetățeni, pentru că eu sunt aici să conlucrez pentru ei și cred că într-un timp atât de scurt am făcut o, zic eu, la nivel de la rang de artă, aș putea spune, și astăzi vreau să dau cezarului ce este al cezarului. Încă o dată îl felicit pe această cale. Mi-a demonstrat că este unul dintre angajații cu care eu mă mândresc în Comuna Stejar. N-aș putea spune că restul nu își fac serviciul la fel de bine, dar la el este altceva. La el este feedback-ul cu cetățeanul, că lucrează zi de zi cu dumnealor și pe de altă parte eu sunt pe acest scaun tot datorită dumnealor, pentru că eu nu am intrat pe bază de examen, am intrat pe bază de voturi, deci eu sunt ales de oameni și trebuie să conlucrez pentru oameni așa și cum dumnealui lucrează pentru cetățenii noștri. Încă o dată îi mulțumesc, a fost o zi specială, o zi umană, să pot spune, și mi-ar place să facem cât mai multe acțiuni umane și încă o dată pot spune că mă duc cu sufletul împăcat acasă datorită lor, pentru că astăzi mă simt cu adevărat primar că am ajutat o grămadă de oameni prin micile noastre gesturi umane. Mai multe ar putea să vă spune chiar dumnealui, pentru că este cel mai măsură, pe de altă parte este implicat în proporție de 90% în aceste activități și cred că laurii trebuie să ia cine îi merită. Eu vă mulțumesc pe această cale dumneavoastră, trustului pe care îl conduceți, că a fost astăzi alături de noi și am putut să expunem și să privească și cetățenii o parte sau o mică parte din activitatea noastră din cadrul ATU-ului Stejar. Și noi vă mulțumim și felicitări în ceea ce faceți pentru a aduce bucurie în casele concetățenilor
care v-au dat votul. La cât mai multe realizări și la cât mai multe sprijin din partea noastră ca și administrație și le promis solemn că voi conlucra în beneficiul lor până la ultima picătura mea de sânge, pentru că așa spunea domnul Lărațiu, asta înseamnă democrație, să-i dai cetățeanului dreptate sau să te zbați pentru cetățean și atunci când nu are dreptate, să-i dai dreptate. Domnul asistent comunitar, câteva cuvinte despre activitatea, acțiunea derulată pe raza localității Stejari, la cele completate de domnul primar. Ce să spun, vreau să mulțumesc domnului primar pentru susținere și în primul rând doamnei Alina Litră și Fundației Motivation, care mi-au făcut o zi specială, o zi în care să mă mândresc că am putut ajuta și trece pe la o parte din persoanele care au nevoie de ajutorul nostru. Și pe această cale vreau să anunț că poate n-am ajuns la toate persoanele care au nevoie, dar cu siguranță o să trecem pe la toți care au nevoie, să-i ajutăm, care au nevoie de cărucioare, cârjii, bastoane și toate cele.